Echipa antrenată de Selim Benașur a jucat cu un om mai puțin pe teren din minutul 36, atunci când Cealadric a fost eliminat pentru două cartonașe galbene. Pe fondul intervențiilor debutantului George Niga, apărarea suceveană a rezistat cu brio până în minutul 87. Cu 3 minute înainte de final, Budeanu a centrat din cădere pentru Ștefan Lupu, iar capitanul formației vrâncene a marcat pentru 1-0 din fața porții. Marți, de la ora 17, pe stadionul din Dorohoi, Foresta va înfrunta formația FC Botoșani 2, într-un meci restant din prima etapă a campionatului.